Eu, sincer, nu am încredere deloc în Ștefan. Mi se pare că își aruncă priviri cu Adriana așa pe furiș, când el se uită după ea, când ea după el. În special pe ea am văzut-o de foarte multe ori, fiind și singură și ușor mai retrasă, pentru că încă nu s-a obișnuit cu cei din casă și nu are încă prietenii în casă, la fel ca și ceilalți, însă deseori am văzut aceste priviri și ce mi se pare și cel mai ciudat este faptul că, deși ei cică nu s-au văzut de o perioadă de timp din decembrie, de când au avut o colaborare împreună și nu știau de faptul că se vor întâlni aici, nu au stat deloc de vorbă, nu au părut deloc surprinși, pentru că dacă te duci undeva într-un loc în care nu te aștepți deloc să vezi un vechi prieten, ești surprins, te duci la el, întrebi ce face, stai de vorbă cu el, adică n-am văzut niciun gest de genul acesta din partea niciunuia dintre ei, dimpotrivă, se evită doar așa cu privirea și cu pe furiș cumva se caută. Nu știu ce să zic acum, rămâne de văzut, dar mi se pare că s-au desfășurat lucrurile destul de rapid și cu Maria. A și prins-o într-un moment în care era destul de vulnerabilă și aștepta să se întâmple ceva cu viața ei, așa că nu știu ce să zic. Mie încă prezența lui Ștefan și a Adrianei în această emisiune îmi ridică multe semne de întrebare.